Da, pornim la treabă cu o problemuță pe care Mihai ți-a propus-o. Te rog, Mihai, să-mi o spui. Avem un buchet mare cu flori. Dacă punem câte 5 flori în toate ghivecele, ne rămân 20 de flori care nu sunt în ghivece. Deci, ai un buchet de flori. Mare. Da. Nu știi câte flori sunt în buchet. Nu știu. Un braț așa. Da. Da? Și vino să spun de vorba, să vedem. Deci ai un buchet de flori pe care vrei să-l pui în vaze. Da. Și spune-mi, te rog, dacă punem câte... Dacă punem câte 5 flori. Deci un buchet, da? Buchet de flori. Asta e problema propusă de tine. Da. Deci un buchet de flori. Nu știi câte flori sunt în buchet? Nu știu. Și dacă punem în vaze, câte 5, ne rămân 20 de flori. Care punem câte 5, hai să facem forme pătrate vazele. Da. Deci punem 1, 2, 3, 4, 5, apoi la fel 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și mai departe. Da. Și... Ia să mai figurez ultimul de 3 vaze, să zic așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și ne rămân 20. Și rămân 20 de flori nepuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci rămân 20 de flori nepuse. Și dacă punem câte 8 flori, adică altceva, în alte ghivece... Deci nu. Deci dacă am fi pus câte 8, da? Dacă am fi pus câte 8 flori, ar rămâne două ghivece goale. Bun. Câte 8 flori. Deci reiau din nou situația în care... Desenul de desubt să însemne, da? Să însemne ce? Fosta situație 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, adică cea de sus. Da. Aici să spunem... Doar 1 punem. 1, 2, 3, 4, 5. Pe celelalte sunt goale. Astea le las goale, pentru că după distribuirea următoare, rămân două ghivece goale. Și acum, în a doua distribuție, ai spus că punem câte? Câte mai punem încă 2, 4, 5, mai punem 3. 3. Încă 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Așa. Și așa mai departe, numai până aici voi pune câte 3. Da. Că astea două... vor rămâne goale. Da. Așa. Câte flori și câte ghivece sunt? Wow! Foarte tare problema. Deci încă o dată să recapitulăm. Am un braț buchet, mare, un buchet mare de flori. Un buchet mare de flori și aranjăm punem câte 5 flori în fiecare buchețel. Așa. Așa, în fiecare vază. Vază. Și ne rămân 20 de flori care nu sunt în vază. Am încă nu sunt. Da. Și dacă punem 8 în vaze, exact. Două vaze rămân goale. Perfect. Întrebarea este câte vaze sunt și câte flori. Bun. Acum te invit pe tine să încerci să elaborezi raționamentul, pentru că... Eu am impresia că e greșită, nu știu eu. Eu am încercat să-mi verific și am dat de ceva, o greșeală. Știu care e greșeala, dar nu știu cum să remediez. Bun. Hai să vedem. Care este punctul tău de vedere? Cum anume? Mie, când am rezolvat problema, că trebuia normal să o verific și am rezolvat-o. Și nu mi-a dat. Nu mi-a dat așa. Deci, în mod normal, eu acum, tu mi-ai pus problema și eu trebuie să o rezolv. Da. Oricum, dacă m-ai ajuta un pic, ar fi foarte bine. Da. Eu, mereu că rezolv problemele, ai mă uit și la astea. Astea n-au flori. Așa. Și... Da. Ne uităm aici. Câte flori a fost aici? 2, 4, 5. 5.
Și cu 5? Și cu 5, 10. Acele 10 se adaugă. Trebuia să fie aici. Trebuiau să fie aici, da, fiindcă rămân goale. Da. Acele 10 au dispărut și atunci noi punem de sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci în final avem la, la dispoziție acum 30 de flori. Aceste 30 de flori le vom distribui acum câte 3, le vom părți la 3, adică, și ne dă 10. Deci punând câte 3, înseamnă că vom acoperi cele 30, le vom pune pe toate 30, punând în 10 vaze. Deci, 10 vaze. Sunt 10 vaze care au flori. Care au câte? Care au câte? 5 cu 3? 5 cu 3? 5 cu 3? 8 garoafe. 8 garoafe, care au 8 garoafe. Și 2 care nu au nicio garoafe. Atunci, care este numărul de... Facem 10 plus 2, 12. 10 plus 2 care sunt libere, egal cu 12 vaze. Așa. Acum trebuie să aflăm numărul garoafelor. Exact. Și ca să-l aflăm, aici sunt 8. În fiecare. Așa. Și facem 12 ori 8, ar da 80, 96. 96. Dar de ce? Nu-ți poate? Nu cumva îi greșești? Ba nu. Este, de fapt, dă 80. 80 pentru că sunt 10 pline. Calculăm direct 10 scale noastre. Da, așa. Deci 10 ori 8 egal 80 garafe. În concluzie, răspuns la problemă înseamnă așa, acolată. Înseamnă 12 vaze. 12 vaze și 80 de garoafe. Și 80 garoafe. Nu știu cum, dar eu am făcut altfel. În loc să pun, fac 10 ori 8, am făcut 8 ori 5. De-aia nu mi-a ieșit mie și am zis că e greșită. Aha. Dar... Deci acum e 8 ori 10, că 10 sunt prime. Da, 10. Finalul este clar. Răspunsul corect este așa. 12 vaze și 80 de garafe. Și ca să faci proba, ar fi așa. 80 de garafe, pui câte 5. 80 împărțit la 12. Bagă 80, da. 80 împărțit la 12. Nu, 80 împărțit la 12 sau împărțit la 5. Nu. 5 ori. Mai întâi câte 5 ai pus, nu? Da. 5 ori 12. 5 ori 12, păi 60. Și cum erau 80, 20 rămân libere. Da. Foarte tare, corespunde. Facem proba acum, nu? Da. Deci 12 ori 5 în prima distribuție înseamnă 80 de garoafe, înseamnă 12 ori 5, 60, din 80 către 60 rămân 20. Da. Deci 20 sunt libere. În varianta a doua, când punem câte 8, 5 cu 3, 8, iată că rămân două libere, că 80 se duc în cele 10, iar două rămân libere. Da. Foarte frumoasă problema. Mă bucur foarte tare că ai înțeles modelul acesta de probleme. Da. Prietenilor noștri să-i spunem așa. Și ei pot compune problemele acestea. Există varianta aceea în care spunem așa. Într-o clasă sunt bănci și elevi. Nu? Dacă punem câte doi în bancă, rămân atâția libere, în picioare, care plâng, striști. Dacă punem câte trei, rămân două sau trei bănci libere. Câte bănci și câți elevi sunt? Da. Model de probleme. Sau putem gândi într-un laborator cu microscoape. Da. Dacă punem câte doi elevi la microscop, rămân o parte care ne ajung, dacă punem trei. Deci sunt probleme de un anumit tip așa și care pot fi rezolvate prin așa. Pot să fie la fel, ca și doar că... Ele au îmbracă într-o altă formă și atunci... Și alți teme și alte nume. Da, așa este. Deci asta a fost problema. Probleme frumoase. Te sfătuiesc să insiști în continuare, să păi propui o altă problemă și ea, dacă lucrează, este esențial aici să știu numărul de aici. Da. Și cu numărul ăsta ca să împarte exact când punem câte, da? Da.
Bine, bine, mulțumesc. La revedere.